De ce să împlinesc rugăciunea? Pentru că rugăciunea îmi ușurează calea către paradis. Într-o altă relatare, spune unul dintre companionii profetului Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, erau împreună cu profetul și i-am dus apă pentru abluțiune. Îl însoțea pe profet și a fost, l-a servit pe profet, i-a dus apa pentru abluțiune, l-a ajutat la care profetul acest lucru obișnuia să-l facă companiunii. Când aveau timp liber, veneau și stăteau pe lângă profet, îl întreba ce nevoie are, cu ce să te ajut, ce să-ți ofer. În ideea vreau să participe și ei la bine. Profetul s-a să lăm după ce a venit cu apa de abluțiune și a luat abluțiunea, l-a întrebat pe acest companion. Cerem ce-ți dorești, spunem ce-ți dorești, ce dorință ai. Și a spus, trimis al lui Allah, vreau să fiu împreună cu tine în paradis. Îți mai dorești și altceva? A spus doar atât. Mi este suficient să intru în paradis cu tine, gata. <gântu -i> nu mai vreau altceva nimic. Da. Probabil noi dacă eram, ceream sănătate, bani, mulți averi, mașini, vile, etc. Dar ei conștientizau că această lume este trăcătoare și ai ocazia ca profetul să se roage, ca să obții ceva, cer ceva ce ți este folositor veșnic. Și el i-a cerut să fie împreună cu profetul în paradis, să fie vecin profetului în paradis, la care profetul, și aici este, atenție mare, parte cea mai importantă a relatării, a spus, ajută-mă pentru a-ți îndeplini dorința prin multe prosternări. Adică, pe scurt, a spus profetul, da, o să mă rog la Allah să-ți îndeplinească dorința, să fii împreună cu mine în paradis, dar pentru a obține acest statut, nu e de ajuns doar să mă rog pentru tine. Și tu la rândul tău ajută această rugă, acest doa, prin multe rugăciuni, multe plecăciuni, multe sujud, cum zice în relatare, prosternări. Adică fă și tu multe rugăciune la rândul tău, ca rugăciunea ta și cu ruga mea împreună să-ți deschidă poarta vecinătății mele în paradis. De aceea rugăciunea ușurează calea către paradis. Rugăciunea ne îndrumă, ne ghidează, ne arată drumul către paradis, de aceea trebuie să împlinim rugăciunea.